slăvit să fie Domnul. Aș vrea să mă înțelegeți. Eu m-am culcat aseară după ora 12 și m-am trezit la 3 și ceva, că o trebuie să plec la aeroport. Și un pic obosit și un pic mi-somn. Și când mi-somn, mă uitam prin adunare că parcă și pe voi vă vedeam somnoroș. Dar poate numai eu sunt obosit. De ce am ales un cuvânt ca să citim, să predicăm de aici? Și dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Din Romani, capitolul 13, versetul 11, începem citirea. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce prejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mi-am pus o problemă. Din ce cauză apare somnul ăsta spiritual? Un răspuns. O preocupare excesivă pentru lucrurile pământești. Noi îngrijim că avem familie și eu am nevastă și copii, mai mulți. Și trebuie să îngrijim de copiii noștri. Și plecăm dimineața la lucru și venim seara. Și a doua zi iară, și a treia zi iară, surorile fac mâncare, spală, duc copiii la școală, aduc alți copii. Știți că oboseala asta trupească aduce și o somnolență duhovnicească? Frate de la Voitinel îi spunea la fratele Ionică Rusu, frate Ionică, hai facem o noapte de veche. Cheamă niște frați, stăm în rugăciune, ne bucurăm și noi. Și Ionică a spus, sunt de acord. Dacă promiteți toți că vineri seara îi voi iau noapte de veche, dar dacă îmi promiteți toți că dormiți vineri de amiază, dormiți două ceasuri vineri la amiază și noaptea facem noapte de veche. Că s-a întâmplat că aduc frați, proroci, cântăreți și pe la ora 10 vezi pe frați când moțăiesc, nu-s de judecat, oameni cu familie prea obosit să adorm. Deci o preocupare excesivă pentru lucrurile pământești induc o somnolență spirituală. 2. O gestionare necorespunzătoare a sentimentelor. Știți că întristarea duce la adormire? Luca 22 cu versetul 45. Se roagă Domnul în Ghețesmani să întoarce la ucenici și găsește adormiți de întristare. Când în viața unui om e o întristare permanentă, are motive de întristare, o năcăjește bărbatul sau nevasta nu-i supusă sau au copii nepocăiți sau o dat faliment la lucru, nu găsește de lucru și starea asta permanent, tot întristat induce o adormire sufletească, duhovnicească. Nu mai are chef omul nici de predică, nici de rugăciuni, el are necazurile lui. Sau o boală amânată, o așteptare amânată. Biblia spune că erau 10 fecioare, toate erau fecioare, toate așteptau pe mire. Și din pricină că mirele zăbovea, Matei 25, toate au adormit. Deci o gestionare necorespunzătoare a sentimentelor atrage după sine un somn spiritual. Sau în al treilea rând, o împărtășanie nemeritată. 1 Corinteni 11 cu 30. Din pricina aceasta sunt între voi bolnavi și neputincioși și nu puțin
Nu te cercetezi la cină, te-ai spădit acasă, vii iei cina. Mai știu, mi-a tras o înjurătură, nu știu unde, vii și iei cina. Trăiești, ai resentimente, ură cu altul, vii și iei cina. Și Pavel spune, măi, din pricina aceasta apare un somn, poate fi și fizic, poate fi și duhovnicesc. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Că sunt anumite stări de întuneric în viață. Iov, capitolul 23, versetul 17, spune, căci nu întunericul durerii mele. Măi, Iov spune că atunci când în inima ta ai o durere mare, ai, s-a murit cineva, repet, necaz, îi comparat asta cu o stare de întuneric. Ea stă asupra ta, asupra casei tale, asupra familiei tale. Și eu spune, nu întunericul durerii. Sau mai este o altă stare din întuneric, din Psalmul 82, parcă versetul cât? 5 acolo sau... Dar ei nu vor să știe nimic, nu pricep nimic, umblă în întuneric. Întunericul ignoranței, a necunoașterii. Când omul nu știe nimic, nu o pricepe nimic, poți să-i spui tu ce îi spune. Că dacă nu luminează Dumnezeu, el nu pricepe nimic. În Luca 24 cu 45 spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Chemăm oameni la evangelizare, avem rude, avem colegi. Mă, așa ea spune Scriptura, să-i torn cu pâlnea, cum spunem noi în cap. La urmă spune, n-am înțeles nica. De ce? Că nu i-a deschis Dumnezeu mintea. De aceea mă rog nouă și la ai noștri să deschidă Domnul mintea la toți. Că există întunericul neștiinței, a ignoranței. Mai există un întuneric. Din Mica, în capitolul 7, versetul 8. Nu te bucura vrășmașul de mine că am căzut, că iară mă voi ridica. Acum eu locuiesc în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Avem căderile noastre. Avem căderile. Nu suntem arhangeli veniți din cer. Te uiți, Domnule, ăsta predică, ăsta trebuie să fie sfânt. Ne străduim, dar suntem oameni. Ăsta cântă așa de frumos. Nu, cântă el, dar are și el problemele lui. Avem căderile noastre, dar nu rămânem acolo. În Ieremia 8 cu cât, cu 4 spune, cine cade și nu se ridică iarăși? Să ne ajute Domnul atunci când am căzut. Avem o stare din întuneric, o ceață în mintea noastră, dar Domnul e lumina noastră. Și mai este o stare de întuneric din Ioana 1, capitolul 2, versetul 11. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Întunericul i-ar orbit ochii. De aceea, frații mei, haide să ne iubim unii pe alții. Cine urăște pe fratele său, este în întuneric. Și acum am vorbit puțin de cauzele care duc la întunericul spiritual, posibile stări de întuneric și hai să vorbim de pericolul acestor stări de întuneric. În primul rând, în întunericul acesta există o alterare a învățăturii. Isaia capitolul 29, versetul 10. E ca și cum Domnul a îngăduit un duc de adormire. E ca și, nu îi înțelease lucrarea profetică. Păi vine o lucrare, nu pricepe. E o predică bună, el nu înțelege. De ce? Are un duc de adormire. E ca și cum ai dat la unul o carte să citească, dar el nu știe carte. Și spune, dar nu știu să citesc, eu nu cunosc literele. Sau îi dai o carte pecetluită și spui, nu a citește. Păi, dar nu o pot deschide, că e pecetluită. Că stările astea de întuneric aduc confuzie, neînțelegerea lucrării profetice sau alterarea învățăturii. O ieșit un gospodar cu angajații lui și o sămănat pământul. Dom'le, o sămănat sămânță bună, când o încolțit, o încolțit și neghină. Și a venit
Auzi, stăpâni, dar n-am semănat noi sămânță bună, Matei capitolul 13. De ce iese neghină? Pe când voi dormeați, o veni vrășmașul și o semăna neghină. Când păstorul doarme, când comitetul doarme, când predicatorii de la izvorul mântuirii dorm, vine unul și aruncă o leacă de sămânță de lui. La noi a venit un frate de la marginea, micuț așa el, de meserie cioban. Și vorbea în limbajul lui bucovinean, a întrebat fraților, la o putină de lapte, cât gaiți trebuie să pui ca să o împuțești? Mult? Frate, nu, frate, o lingură, dacă pui, nu mai bei laptele acela. Pune într-un vas cu lapte, pune două linguri de motorină. Bună e și mâncarea? Dar nu pui multă. Vine unul și predică, domnule, coboară foc din cer, 90% bun. Dar strecoară pe furiș o erezie. Și dacă nu suntem atenți și dormim aici după amvon, așa cum mi somn mie acum, și lăsăm așa învățătura asta să treacă ușor, aduce o stare de adormire. Dumnezeu să facă ca Duhul ăla de trezire să fie peste noi toți. Acum voi mă primiți cu predica, aviți? Simpatic, probabil, cel puțin așa vă arătați. Dacă ar fi să vorbim de naștere de copii, de ținuta vestimentară, de botez cu Duhul Sfânt, nu știu dacă v-aș fi tot așa de drag ca să vă spun cum cred eu din Scriptură, nu cum predică unii, cum scrie în Scriptură. Dar Domnul să ne dea pricepere. Deci când apare starea asta de întuneric, apare pericolul alterării, să stric învățătura. Sau să pierd, există pierdere, pot să fie pierdere. În Naum 3 cu 18, în timp ce păstorii tăi dorm, împărata la Sirie, poporul se împrăște. Că acolo unde îi somn și îi somnolență, unul se duce în colo, unul în colo, unul în colo, de ce? Păi dorm păstorii și turma se împrăște. S-au venit odată două femei la un împărat, în Cartea Împărați, capitolul 3, împăratul chema Solomon. Și știți dumneavoastră cu judecata ce e cu copiii. Una spune, în timp ce eu dormeam, vecina mi-a furat copilul. Păi cât de adânc putea să doarmă femeia asta cu omnit unul, i-a furat copilul și ea nu a văzut. S-a învinuit, că s-a culcat pe el, că l-a turtit, că l-a nădușit. Știți dumneavoastră întâmplarea. Dar asta se întâmplă la mine și la tine. În timp ce părinții dorm, vin-ni vrășmașul și ne fură copiii. Nu mai vezi cum băiet nu mai vine la adunare, auzi că o fată a făcut niște coarne de firușânii să mai ieși din casă, dar de ce? Apoi noi dormeam în timpul acela, copiii nu dorm. Ei vorbesc pe telefon, ei se uită unde nu trebuie, iau întâlnirile lor, ies până în parc la nu știu ce, tata, mama doarme, na, că oameni bătrâni. În timp ce eu dormeam, ne-a furat copilul. Și mulți copii aveți și voi furați. Și acum nu dăm vina numai pe diavolul, mai dăm vina și pe părinți că dormit. Nu au știut să-și pună punctul de vedere, să-i educe din primele zile. Ce-o grăit eu chibet cu Moise, nu știu, că n-arată Scriptura, dar știu că Moise 40 de ani a fost prinț, moștenitor, tot înțelepciunea Egiptului în cap la el. Și după 40 de ani și-a adus aminte ce a spus mama sa, ce a spus tatăl său. O renunțat la slujba aia de prinț, o vrut să sufere pentru poporul său. Frații mei, puneți în mintea copiilor din fragedă copilărie legile și poruncele Domnului. Faceți-vă timp pentru ei, că dacă voi nu vă faceți timp, își fac ei timp pentru altele. Și ăsta e pericolul. În timp ce unii dorm, există pierdere. Al treilea pericol, cineva spunea să mai dorm puțin, să mai stau cu mâinile încrucișate și sărăcia vine peste om ca un hoț înarmat. Măi, unde nu e activitate, e sărăcie în adunare, e sărăcie. Trebuie să fie studiu biblic, trebuie să fie stăruință, trebuie să fie repetiții la cântări, trebuie să fie, că dacă nu-i,
îi sărăcie în adunare. Mai stau o leacă, mai stau cu mâinile încrucișate, mai zăbovesc și vine sărăcia ca un hoț în armată. Aici eu vreau să fie muncă în adunare, să fie activitate. Domnul să vă binecuvinteze. Îmi dați voi un mic reproș, hai dați-mi voie. Se pare că nu sunteți obișnuiți cu lucrarea profetică. Că după ce am gătat rugăciunea și a început Domnul să vorbească prin prorocie, să-i cuvânt din cer, voi toți v-ați pus pe bănci. Apoi unii până la unul s-au așezat înapoi în genunchi, alții nu au mai s-așezat, au rămas pe bănci, dar vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Cred că și aici trebuie să fim un pic mai educați. Lucrarea profetică are două drumuri. Nu predicăm despre prorocie. Un drum de la Dumnezeu până la proroc, și al doilea drum de la proroc până la destinatar. Trimite Dumnezeu, Duhul Sfânt, mesajul la proroc, prorocul de adunare pe scala unități. Nu-i frumos? Mă iertați? Doar suntem în zi de poșă rugăciune, tot ziua suntem aici, dar așa ne grăbim la rugăciune, nu a spus Dana bine amin și noi de când suntem ridicați. Mă mir că n-ați ieșit afară o parte din voi. Băi, fraților, hai să fim atenți la lucrarea Duhului Sfânt. Eu n-am fost de mult la voi și dacă nu vă place, nu mai chemați, dați niște lucruri care trebuie să le învățăm. Că așa învăț eu familia, așa mă învață nevasta pe mine, așa mă învață. Și îi spuneam la niște frați că mie nu-mi place, nu știu dacă mă dați pe internet, ați fi prieteni dacă nu m-ați dat, dar n-ascultați voi de mine. Odată m-o asculta nevasta predicând pe internet. Zic, băi, te-am ascultat, te-o dat pe YouTube. Și eu zic, băi, nevastă, și cum s-o părut? Tu ești femeia, cum s-o părut? Băi, omule, cu atâta ea erai mai lat decât tambonul. Zic, băi, din tătă predica mea, atât ai văzut că-s mai lat ca tambonul, n-ai văzut că eram bunel de la sărac, așa numai, nu știu, nu te-am mai putut asculta, trebuie să slăbești numai decât. Na. Și eu mai ascult de nevastă cât pot. Dar este îl învăț în casă, mai am fete, mai am băieți, mai am de căsătorit, aviz amatorilor, așa. Dar le spun, măi, asta nu-i bun, asta e bun, când vine un musafir, faceți așa. Acum vă spun și eu, când vine o lucrare profetică, nu săriți repede de pe zi, așteptați, poate Domnul vrea să vă spună ceva. Frate Liviu, predic bine? Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Unde a rămas? La pericolul întunericului, da? Am vorbit de stările de întuneric și am spus că îi alterarea învățăturii, pierderi și sărăcie. Aici vă trebuie mereu activitate. Fapte 2:42, s-o citi dimineață, ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii, măi, când stăruiești într-un lucru, îl faci și mâine și poi mâine, în continuu îl faci, nu? Doamne ajută-ne la asta. M-am gândit la câteva domenii în care poate apărea somnolența asta spirituală. Am găsit odată un ficior, un băiet, voinic tare. Nu au avut București așa oameni, nici voi. Puteți merge la sală cât vreți. Om ca ăsta nu aveți. Odată s-a enervat, a pus mâna pe o falcă de măgar și a omorât 1000 de filisteni. Mă, păi știe el ce știe. Știți de ce ne predic, nu? Samson. Odată s-a supărat, a luat poarta, era o poartă cu stâlp, și a suit-o până în vârful muntelui. Eu omul la deal merg greu, cât bătrân, o lea cât grăsuț, și dacă mai eu alții mai tine, băi, stați, băi, oameni buni, că eu n-am anii voștri. Ăsta a luat poarta, s-a dus până pe vârful muntelui. Puternic. Și odată l-am găsit, dormea cu capul în poală la Dalila. Știți întâmplarea? Da? Dormea. Și-a strigat Dalila, Samson, filistenii îs asupra ta. El știe ce a spus? Eu fac altă dată. Nu știa că și-a pierdut puterea. Care-i domeniul ăsta? Domeniul înfrânării poftelor. Că Duhul Domnului mișca între Țoria și Eștaol. Acolo venea Duhul Domnului, dar el ce căuta la Gaza? Încă spune Biblia că a văzut o curvă. Așa scrie în Biblia, n-a scris eu acolo. A văzut o curvă, s-a dus la dânsa. Oare nu e o adormire spirituală?
Fraților, roada Duhului, Galateni 5:22. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Eu nu sunt pocăit după cum predic, nu vă lăsați amăgiți. Nici voi nu sunteți pocăiți după cum cântați. Stați liniștiți. Noi suntem pocăiți după cât suntem de înfrânați. Măsura de pocăință a unui om e măsura înfrânării. De aceea vine Pavel, spune să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, în distracții la ora, la ora actuală în culme, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în imoralități, nu în certuri și în pismă, nu în conflicte cu alții. Măsura de pocăință e măsura înfrânării poftelor. Domnul să ne dea înfrânare la fiecare, fraților. Aici e pocăința noastră. Samson a avut Duhul Domnului, venea peste el, a făcut mari fapte de vitejie, dar în domeniul înfrânării o adormit. Și pentru că o adormit, a venit Dalila și l-a tuns și i-a scos ochii și juca, învârtea la râșniță și juca înaintea filistenilor. Dumnezeu să ne păzească pe toți. Ar mai fi un domeniu, am amintit eu ceva, în 2 Timotei capitolul 4. Va veni o vreme când unii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, cei vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Dar tu fii treaz în toate acestea, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. O adormire în ce privește acuarateța sau autenticitatea Scripturii. Unii îți plac numai povești. Eu vă spun, eu schemat pe la evanghelizări. Eu dacă aș predica de 2-3 ori ca Petru aș predica, nu mă mai chema nimeni la evanghelizare. Vă spun eu. Că Petru a predicat în Fapte 2, băi, Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat. Se duce în casa la Corneliu, Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat. Aceeași predică. Duhul Sfânt cobora, oamenii se pocăiau. Eu dacă aș veni cu predica asta la București, nu mă mai chemați. Eu știu ce predică aceea. Voi vreți filozofii? Să vă spun de Calea Lactei, de Norul Uriaș al lui Magellan, de multe să vă spun și la urmă să vă spun, hai pocăiți-vă, știi? Dar întâi, îți chema la o nuntă odată la Botoșani, mă cheamă un băiet, bă, dar mă sună, mă exasperează de 10 ori. Frate Dragoș, dar duminică dimineața, sâmbătă seara mă cheamă iară. Eu m-am culcat, mă sunt, telefonul, ce? Eu sunt mirele de mâine, frate, nu, n-ați uitat să veniți mâine la Botoșani. Păi n-am uitat, băiete, stai, du-ți și te culcă și tu. Dacă dă Domnul, vin la Botoșan mâine, la ora 9. Frate Dragoș, nu te supăra, dar ce predici mâine? Zic, bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să se teamă de bărbat. El mă întreabă, așa simplu? Dacă nu, le complicăm noi mâine la amvon, lasă. Că doar în Biblie atâta spune, nu? Da, dar cu predica asta nu mai cheamă nimeni la nuntă. Eu trebuie să mă duc, roată, hai, fii surori, hai, fii supus la bărbat. Întâi vă spun trei povestioare frumoase, da? Și va veni vremea când oamenii nu vor putea să suferi învățătura sănătoasă. Îi vor gândi la urechea să audă lucruri plăcute, își vor da învățător după pofta lor. Dar tu... Amin? Doamne ajută să fim treji în privința aceasta. Și apoi mai este un domeniu. Scrie în cartea Ezra, în capitolul 1, versetul 1, dar și versetul 5, ura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir. Și în versetul 5 spune același lucru, tot Ezra ur. A căror Duh l-a trezit Dumnezeu. Erau mulți robi. Mulți. Dar s-a dat un verdict că cine vrea să meargă la Ierusalim, se poate duce la Ierusalim să zidească din nou cetatea, templu. Dar nu a plecat toți. Numai aceia care au avut Duhul treaz.
Eu am numit asta interes pentru adunare, pentru biserică. Puteau să plece toți. Au fost dat edict. Cine vrea să se ducă la Ierusalim? Nu s-au dus toți. Domnul a trezit Duhul, că Duhul lor era adormit. Eu asta observ și la pocăiți, că există dezinteres pentru adunare, pentru părtășii. Toți s-au citit dimineața la Fapte 2, toți erau nelisiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea cu bucurie, luau hrana acasă, da? Măi, nelipsiți de la templu în fiecare zi, nu-i plictisitor? Nu-i prea mult? Voi când aveți în timpul săptămânii program? Când? Marți și joi. Și veniți adunare marța și joia? Amin? Amin? Nu? Nu întreb, că știu de ce nu întreb. Deci veniți. Voi de aici ați fost marți, stăți la adunare? Să spun cine nu a fost? Să ridice mâna? Nu, nu, nu. Vreau să păstrez o plăcută aducere aminte de voi. Dar știți că sunt mulți care nu vin la adunare? Cum stați cu prezența la adunare? Bine? În Evrei scrie acolo un lucru interesant. Unde Evrei 10? 24, vedem unii asupra altora, așa, ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune. Și versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră. Și aici vă spun o taină. După versetul 25 și versetul 26. Asta e taina. Dacă păcătuim cu voia, adică acolo spune să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, nu-i nicio jertfă de iertare. Pavel le-a scris împreună, legate. Eu înțeleg că dacă nu vrei să vii la adunare, păcătuiești cu voia. Noi spunem păcatul cu voia, e curvia, e drogurile, e pornografie. Da, da. Dar și în lipsa adunare. Să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, ați păcătuit odată cu voia lipsind de la adunare? Hmm? Am avut un frate și mă întreabă, băi frate Dragoș, n-ai fost de mult pe la mine. Tata, 14 copii. Frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am ajuns. Și el mă întreabă, da, cel mai aproape până unde ai ajuns când te-ai pornit? Și eu stam și mă, bă, da, ai ieșit din ogradă? Zic, n-am ieșit. A, păi nu te-ai pornit, mă, numai te-ai gândit, dar nu te-ai pornit. Eu argumentul ăsta l-am pentru voi. Porniți-vă joi seara la adunare și care n-ajunge, n-ajunge. Cred că și Dumnezeu vă iartă. Dar porniți-vă. Du-te, fă un duș, îmbracă-te frumos, ia Biblia în mână și mă pornesc la adunare. Măi, dacă m-a călcat travaiul, am scăpat. Dar dacă ajung, știți câți din voi ar ajunge la adunare? Aproape tăți, hai. Dar voi nu vă porniți. Știți de ce? Când tu știi din marți dimineața că de seară nu muc la adunare, dacă-i păcat cu voia. Și nu-i nicio jertfă de iertare? Ne gândim o leacă la ce scrie în Scriptură? Eu mai am un exemplu. L-am mai spus la mai mult. Vine Ahab de luptă. O câștigat Ahab. Păi venea, avea un cal naravaș, el și cu general pe lângă el, povesteau acolo tot, cum i-o bătut pe aceea. În șans, un băiat tânăr, bătut tot plin de sânge, bandajat. Scapă-mă, împărate! Oprește ăsta calul, ce-ai pățit mei? Robul tău era pe câmpul de luptă. Și când eram acolo, a venit un tovar și mi-a dat un prizonier. A spus, răspuns pentru el, viața ta pentru viața lui. Și pe când robul tău făcea câte ceva așa încoace și încolo, ăla a fugit. Aha, îi spune, băi, tu ți-ai dat sentința. Eu întreb, ce facea ăla pe câmpul de luptă când i-a fugit prizonierul? Care știe? Vă spun eu, ce faceți voi când nu veniți joi seara la adunare? Faceți câte ceva așa, încoace și încolo. Eu sunt de la țară și îi spuneam că mă duc, mă uit prin grădină, mai torn o ulcică de apă pe la patlăgele, pe la chipăruș, mai strâng ouăle, că am găini, le pun acasă, dau o căldare de apă la vacă. Când mă uit la ceas,
Băi, am pierdut adunare. Mă întreabă frate, băi frate, erau și aseară, nu te-am văzut la adunare, ce ai făcut? Băi, am avut ceva de făcut acasă. Voi nu tot așa faceți? Pierzi timpul pe acasă, dacă te întreabă ce ai făcut înainte de două ceasuri. Știu că am făcut ceva. Ați pierdut timpul. Pentru că nu-i treaz, nu v-a trezit Domnul în mintea aceea ca să veniți la adunare. Domnul a trezit Duhul ucir și Duhul la robi, ca să ducă la Ierusalim, să aibă grijă de Ierusalim. Și când au grijă de Ierusalim, au grijă de adunare, de mobilier, nu mănâncă copiii napolitani și biscuiți, nu murdărim mocheta, nu scriem pereții cu var, cu creioanele. Nu, avem grijă de templul Domnului. La voi tot așa e, nu? Eu am povestit odată, m-am dus în diaspora, dar nu vă spun unde. M-a primit frate, m-a pus primul scaun. După o cântare, fratele Dragoș o să predice. Cânt o cântare, când să mă ridic, nu mă pot ridica. Domnule, o gumă de mesticat cât o palmă s-o prins de pantalon la mine. Îi spun la fratele care conduce, mai cântați două cântări. Așa, repede, hai, cântărețe. Eu mă duc în baie, dau cu apă rece, nu o să duce guma cu apă rece. Mă, ispita o făcut că am văzut o lamă pe o polițioară. Am luat lama, se o rad, mi-am tăiat pantalone. Am venit, n-am fost carismatic deloc. Uite așa am stat, cu mâna pe pantaloni, drept, până am gătit predica. Bun, pantaloni mai găsesc, că doar mă cheamă croitor pe mine. Dar cine a lipit guma aceea acolo? Cine vine la adunare mâncând, mesticând gumă? La bucurie se întâmplă? Vai, vai, mă doare când aud. Dar asta e lipsă de respect pentru casa Domnului. Acum eu vă spun ca să nu adormiți nici voi, nici eu, mai zâmbiți, dar ce spun eu, scrie în Scriptură. Duhul Sfânt o scris este în Scriptură, nu eu. Eu n-am nicio virgulă pus în Scriptură. Duhul Sfânt scrie că Domnul a trezit Duhul unor robi să se ducă la Ierusalim să aibă grijă de templu. Doamne ajută-ne și pe noi. Mă uit la ceas, tot acum spun amin. De ce am vrut eu să predic despre adormirea asta? Cauze care aduc la adormirea spirituală, preocupare pentru lucrurile pământești, o gestionare neînțeleaptă a sentimentelor, lenea duce sărăcie și vine așa ca un hoț înarmat peste noi, împărtășania nevrednică. Domnule, întuneric cu durere, întuneric cu ignoranță, întuneric cu cădere, întuneric cu uri, le ține minte. Domnul să-i dea o minte trează și nouă. Domenii în care putem să cădem în asta. Înfrânarea poftilor, păstrarea învățăturii curate și interes pentru casa Domnului. Pericolele care se pot întâmpla, alterarea învățăturii, pierderi și sărăcie. Eu vreau ca voi să fiți bogați aici în adunare, dar bogăția asta se face lucrând pentru Domnul. Și încă o recomandare, nu vă credeți invicibil. Poate adormi el, eu niciodată n-adorm. Eu 35 de ani am fost la calea ferată. Ani de zile am fost mecanic locomotivă. Luam acceleratul din Suceava și veneam până în București nor cu el. Pe ceață, pe ploaie, pe vânt, pe la Buzău mă dam jos, mă spălam pe ochi, parcă avem nisip în ochi. Era, răspund, vagoane cu oameni, așa. Mă duceam odihnit la servici când te controla medicul. Te duceam așa, după o bucată de noapte intervenea somnul. Dar noi atunci eram doi, acum numai unul spune, băi, ține-mi o treabă, dacă vezi că adorm. Când m-am dus, a început ajutor mecanic, eram ajutor de mecanic. Obosit de acasă, am fost la coasă, la treabă, avem un mecanic, unul pricopaș, unul bătrân, era bun mecanic el. N-am ajuns la Bacău și când mi-a turnat, nu era găleat, o găletușă cu apă în cap, că m-a dormit. Băi, dar tu dori, mă ador și pe mine, bă, dar eu am un tren de oameni. Când m-a turnat o apă, m-a udat, ne-a arestit. Bă, dar eu te-am luat cu mine să dorme, ține-mă trează. Și gata, o trebuie să-l țin trează. Nu te gândi că tu n-ai să poți adormi, că poți adormi. Eu am circulat 9 servici și mai ales cu mașina.
când vine somnul, nu te anunță, bate, ei, vezi că eu vin la tine. Domnule, mergi, numai vezi linia aceea, așa ea. Eu odată mergem la o evangelizare la Sighetul Marmației și când treceam pe prislop, așa mi-era de somn, dar am spus că eu n-adorm. Era zăpadă, râniț, mormani mari de zăpadă. De pe dreapta am trecut pe stânga, am intrat într-un morman de zăpadă, jos o prăpastie, n-aveam viteză, că am adormit, mergeam încet și m-am oprit în zăpada aceea. O leacă mi-o sări somn, am ajuns la Sighet, m-a luat un frate păstor, că frate dragul, s-a uitat la mine, cum arătam, nu știu. O zic, hai că te lăs să dormi, o leacă. Eu zic, nu, hai, mai stăm de vorbă, ce cu atâta somn. Și când m-am trezit, eram și învelit cu... Eu vorbim cu el, am adormit. Ăla un om cu minte, m-a întins pe pat, mi-a pus o plapă, o pătură pe mine și m-a trezit, hai că mergem la adunare. Măi, nu vă jucați cu somnul. Poate veni somnul și la tine, știi că poate veni? Și poate veni somn spiritual, nu ăsta fizic, ăsta ne... Doi, puneți ceasul să sune. Puneți ceasul să sune, eu când plec undeva pun ceasul să sune. Măi, spunea în Evrei 10:24, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Măi frate, dar nu te-am văzut marți adunare, unde ai fost? Și tu îi întreba o dată, de două ori, până să-ți fie rușine de mine și ai fi la adunare. Băi, frate, dragoș, bă, dar tu nu te văd de o bucată, nu-ți văd nevastă, nu-ți văd copii, ci cu voi. Asta înseamnă că vedem unii asupra altora. Spune 1 Samuel 1:12, că Ana se ruga, dar nu m-a mișcat buzele. Și Eli, o judecat-o el nedrept, după aia și-o cerut iertare, să uita cu băgare de seamă. Măi, ce mi-a plăcut mie la omul ăsta, că el se uita la fiecare cum se roagă. Ăla stă pe telefon, uite, ăla e cu ochii adormiți, ăla nu se roagă, ăla cască. El se uita la fiecare. Că o văzut-o pe Ana, când mișca numai buzele. Pune ceasul să sune. Măi, fraților, dacă vedeți că nu vine, întrebați, dați-mi un telefon. La noi era un frate care mai adormea. Și eu spun la un băiet, băi, ai grijă de mine. La când fratele a adormit, l-a trezit. Frate Vasile, băi băiete, ia de aici un leu. I-a dat un leu. Acum băietul, nipus de nimeni, s-a așezat lângă altul care știa că doarme. Și când a adormit, l-a trezit. La că strag una mea, băi mucosule, tu te iei de mine? Un moșnea greu, știi? El aștepta săracul leu. Măi, hai pune-n ceasul să sune. Măi, dacă nu mă vedeți adunare, întrebați-mă unde am fost. Îmi faceți un bine, să știți. 3. Încercați să aveți totuși rezerve de har și de duh. Toate fecioarele au adormit. De ce? Nu știu. Dar au adormit toate. Numai când au venit ceasul deșteptării, unele aveau rezervă, altele n-aveau. Și 7 ani de belșug, 7 vaci grase, 7 plici, spice pline, strânge, faraon strânge, grămiesc că nu le mai putea, că o să vină și vreme de sărăcie. Azi, la voi, la adunare, vreme de belșug, îi post și rugăciune. Mâini, poi mâini, îi post și rugăciune, strângeți, oameni buni. Că nu știi poi mâini când dacă n-ai găsit ușurile încuiate iară. Că mai dă ăștia un ordin, mai vine o pandemie, te mai pune să predici cu 8 oameni în adunare. Eu odată am predicat cu 8 oameni la telefon, ca să îmi venea și să râd și să plâng, predic la telefon. Nu știi ce vine ziua de mâine. Azi strânge, azi strânge. Milostivul ăla din valuri, aruncă-ți pâinea pe ape, împarte-o, nu o dă atât la unul, că sunt care știu, împarte-o în 7 și în 8. Și într-o zi, ai să culegi felie cu felie înapoi. Nu știi când, dar o să ai nevoie. Dar omul ăsta a aruncat pâinea pe ape și când a venit vorba, a avut de unde lua. Faceți-vă rezerve și Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Amin.